Mergem să ne jucăm! Bună seara! Marin, mă bucur să te cunosc. Uite și colegii mei, ne-a așteptat o domnișoară, ne-a spus că o să fie ghidul nostru și avem 30 ceva de copii, să dea și din toate astea, să se joace, să facă. Să poate? Sigur. Îi putem aduce? Sigur, vă rog. Îi aducem copiii deja? Stați așa. Du-te, Neamărine, tu și aduc copiii, te rog. Vă mulțumim mult de tot, doamnă, ce să zic. Avem fise gratuite, toate fisele posibile? Toate fisele posibile. Vai, sunteți rece, sunteți o mincinoasă. Plec. Am luat copiii și am separat. Andreea, iei tu 7, primii 7 care vin, iei tu în grupă. Am dat o grupă Vicăi și una Andrei. Au plecat cu ei la locul de joacă de la etaj. După care celelalte două grupe i-am dat una lui Nicolae și una lui George. Wow! Îți place? Cei mici, dacă te uitai în ochii lor în momentul în care au ajuns în încăpere și au văzut spațiul ăla imens, erau sute de metri, abia așteptau, deci când le-am zis ok, haideți, plecați, vedeți ce vă place, după care vorbim, s-au împrăștiat. Patrujei puțin, mă! Trebuie să verific toate jocurile alea, că doar îmi puneam copilul, cine știe să corenta? Nu trebuie să le iau la rând pe toate, ca să-mi dau seama că e în siguranță? Să-ți dau una de-asta, dă-te așa, dă-te-o! Scuze-mă! Scuze-mă! Bine! Unde dau, aici? Și zice, hai, tăticuțule, să vedem care dă mai tare cu ciocanul aici. Ai pierdut! Giroflexiuni, hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eu sunt cel mai tare în ciocanel. Bine, până să vină Nicolae, care a stricat ziua la toți. Știi cât? 87, 88. Wow! 134! Să și obișnui cu făcălețul. Știți cum? Făcălețul întins plăcinte. Eu dacă n-am întins nimic de cu făcălețul, am întins cu mâinile goale, n-am. De unde să am? Andreea, ce faci? Stai să mă fac și eu! Ce tare! Eu nu mi-am trăit copilăria și am avut foarte multe lipsuri în copilărie și financiare și de toate felurile și emoționale și... Când am ajuns acolo, deci pur și simplu instant am avut un declic și am regresat la nivelul de copil. A? Botăca de asta, o să fii atentă. Locul de joacă din Brașov este mult mai tare decât de la noi. M-am dat în topocan, în leagăne, în balansoar. N-am mai văzut în viața mea un loc de joacă atât de mare. Ne-am distrat foarte frumos. Am sărit, ne-am dat niște un fel de leagăne. După am jucat biliard și mi-a plăcut foarte mult. Fetelor, e foarte important să nu ne împuște. Noi suntem gata. Când am jucat cu George, cu lasere, am fost într-un fel de labirint. Am alergat prin niște încăperi, eram două echipe și trebuia una să câștige. Un pușcam, eu fugeam de ei, ei de mine. E foarte important, dacă vine de acolo, să tragi acolo. Dacă nu, poți să ieși până aici. Mamă, m-am pușcat. Și avea aici un punct și aici un punct. Acolo trebuia să lovești. În momentul în care împușcai acolo, ți se punea punctul, știi? Am transpirat, am stat 15 minute, m-am distrat la nebunie, am alergat de nebun cu copiii. A fost cel mai copil dintre copii, a fost un moment superb. Genial! Chiar dacă au câștigat echipa verde, dar ne-am distrat. E un ecran unde intri în joc acolo, că e un ecran până aici, să nu vezi nimic decât împuși niște soldăței. Și când s-apropia un soldățel de la mai mic, mai mic, mai mic, la un moment dat... S-a cutremurat casca, s-a cutremurat jocul.
Cred că m-am scăpat un pic, dar doar un pic. Ceea ce am ținut la Castelul Grazei și la aia, am ținut. Aia atunci n-am mai. Nu. E glume de... ce să zic? Auziți, am 49, pot să mă urc acolo? Da. M-am dus și eu cu fetițele mele să mă cațăr. Veniți aici, aici, continuăm! Continuăm? Da. Fetițele se chinuiau să urce și cădeau. Nu le ieșea și am făcut strategie, stai așa, că trebuie să mă sprijin acolo, trebuie să mă sprijin așa și... Ia uite-o nebună, strategia mea, ia uite-mă, fii atentă, trebuie să te ții de astea. Uite, trebuie să te ții de astea. Ia... era că ți arată pe sus, pe-n plasele alea, spre topogane, așa. Unde era prin topoganul ăsta? Știi ce rapid e? Andreea, se vede că n-ai avut copilărie. N-am avut nemarine, bani să mă distrigi eu acum. Ce facem? Acum vii cu mine. Unde e domnișoara? Când văd pe nemarine, deja văd că la scrie munca. Dar trebuie să te urci tu aici, că de aici pot eu să fac. Tu făceai acolo sus. Am șters la balustrat de geamuri. Și am dezinfectat tot topoganul ăla așa mare. Foarte drăguț. Mi-e place să muncesc cu neamărin. Andreea, mergi cu domnișoara tu un pic, că mă ocup eu de copii. Mergi cu dânsa. Dar mă ocupam bine de copii. Dar și am vin înapoi. Mergi cu ea. E, bineînțeles, a trebuit să fac treabă și am fost pusă să... Avem aici jucării băgate, dacă intră copilași se vor accidenta. Da. Spase și împrăștiate prin spațiu. Lucru care mi s-a părut foarte ușor și frumos. Pentru copii, orice pentru copii. Hai să vedem care stă pe ăsta cel mai mult. Hai! La un moment dat, Liviu zice... hai, tăticu, să ne dăm în taură ăsta. Hai! Da! Wow, stai așa un pic să explic. Taurul super nervaș. Stai, că mă cădă! Stai așa un pic! Stai să-i explic! Ia dă-te! Ai făcut semn! Ia dă-te, vre! S-a dat jos, zicea, că urcă-te și tu. Nu mă dau! Nu te vrei să vezi! Nu m-am urcat, ce-ți nebun? Lăsând gluma la o parte, făcea urât. Deci nu făcea foarte urât. Aba, hai de cap, unde să râdem. Până la urmă s-a urcat Che Guevara. De unde te-ai mai tare de aici? Tu mai ne vrezi de acolo? M-am dus la butoane, i-am zis lui care e butonul de maxim. Care e, butonul de maxim? Că bagă! Și am vrut să văd dacă... chiar să ține sau nu să ține? Sky! A rezistat. 2 minute, bă, la maxim. Și cu capul, așa e, cu capul. M-am dus și am dansat cu copii. Și acum, toată lumea și... am fost foarte fericită că mi-au arătat dansul Zizi. La un moment dat, acum un an jumătate, am lansat o melodie care se numește Zizi, special pentru a crea acest dans al bucuriei. Și am făcut dansul cu ei și m-am umplut așa de fericire. A fost foarte frumos. Hai, Demo! Hai, Georgi, că nu te lăsa! Așa, Georgi, așa! Pe taur a fost foarte minunat, pentru că când trăgea de sfoare, el se învârtea, făcea multe scheme. Georgica! Am călărit și taur. Adevărat, adevărat. Mă, du-te-mă de aici. Da, domnule, am pus 2 sfori pe coarne, m-am suit pe el, mama, altă la fugă. Am călărit și cai, mulți ponei, am călărit poneiul de la centru. Copii, v-a plăcut aici? Da! Mulțumesc, domnișoare, pentru ajutorul acord. Mulțumesc frumos. Nu ne-am imaginat niciodată un loc atât de mare, cu atâtea jocuri și cu atâta distracție. Am fost foarte bucuroasă să văd fericirea de pe chipurile copiilor. Sunt convinsă că mulți dintre ei nu au mai fost la astfel de locuri de joacă. Și să intri acolo și să vezi toate nebunile, eu, ca adult, m-am bucurat pentru mine că văd lucrurile alea și mi-am imaginat ceea ce simt acești copii care n-au văzut. Lor li se va schimba viața după această experiență, adică vor pleca acasă cu niște vise, cu niște amintiri, cu niște speranțe. Eu nu mai pot să-ți rup. Să rup, sunt terminat. Acești copii ai noștri s-au relaxat și ne-am relaxat și noi pe lângă ei. A fost o zi splendidă.